Fiecare an respectăm tradiția și povestim la început de toamnă despre trendurile acestui sezon care tocmai a început. Și cred că anul ăsta mai mult ca niciodată este o discuție interesantă de avut, pentru că nu mai putem să spunem că tendințele modă se duc într-o anumită direcție. Nu mai putem să spunem că există inspirație doar dintr-o anumită decadă a modei și nu mai putem să spunem că avem un ton general sau o voce comună a designerilor mari în ceea ce privește moda. Anul ăsta avem de toate. Inspirație din anii 90, inspirație din anii 80, inspirație din anii 70, inspirație din anii 20. Prin urmare, le avem pe toate. De asemenea, se merge foarte mult pe ținute androgine. Se merge de asemenea și pe ținute destul de feminine. Deci este mult de povestit și avem de unde alege. Și începem cu ceva ce am menționat deja de la începutul anului și am spus de la începutul anului că se va menține pe tot parcursul anului un trend comun al culorilor. Și dacă vă aduceți aminte, vă vorbeam eu la începutul anului chiar despre Dopamine Movement. Continuă acest an în Dopamine Movement și avem foarte, foarte multă culoare pe parcursul sezonului rece, care de regulă era rezervat negrului, culorilor neutre, culorilor ceva mai banale sau culorilor acelora foarte bogate, jewel tone și așa mai departe. Ei, anul acesta vorbim despre neon în continuare și se pare că se pune accentul pe culorile neon. Nu are importanță neapărat care din aceste culori neon, important este să fie neon. Uitându-mă la prezentările de modă a marilor designeri, am văzut foarte, foarte multă culoare. Am văzut verde aprins, galben aprins, portocaliu, roșu, fucsia foarte mult. Valentino a avut o colecție absolut neon. Toată colecția de toamnă-iarnă Valentino a fost ceva neon. Nu știu, a fost numai roz, negru și puțin alb. Dar foarte, foarte multă fucsia. Efectiv, ai senzația că ți arde retina. Deci, culoare, culoare și Dopamine Movement. Un alt trend care a venit deja de câțiva ani și care rămâne și rămâne foarte, foarte bine instalat este cel cu pantalonii largi. V-am zis deja că de ceva timp le-am zis adio pantalonilor skinny, pantalonilor foarte mulați. Acum mergem în direcția opusă cu pantaloni largi și cât mai largi și se menține acest trend și pentru sezonul toamnă-iarnă. Chanel a punctat foarte, foarte mult în privința asta în ceea ce privește pantalonii largi. De asemenea, au fost chiar niște pantaloni foarte interesanți, parcă la Burberry, dacă nu mă înșel, niște pantaloni până sus. Nu știu dacă la Burberry am văzut sau în altă parte, dar în orice caz niște pantaloni în aia cu culturul exact pe umeri. Adică o chestie ceva, să spunem, foarte excentrică, dar da, rămâne de văzut cum o să se transpună asta în moda de high street. Cert este că pantalonii largi sunt la putere și renunțăm la tot ceea ce înseamnă pantaloni skinny. Iar ca lungime, în ceea ce privește pantalonii, sunt în general până la glezne sau până în pământ. Lungimile alea incerte de 7x8, 3 sferturi au cam dispărut și ele. În ceea ce privește talia pantalonilor, este ori foarte înaltă, până la umeri chiar, așa, ori foarte joasă. Nu știu, este o combinație din asta. Am văzut ori talii foarte, foarte joase, foarte căzute, ori talii foarte, foarte înalte. O să mai vorbim puțin și despre talia căzută, dar de regulă am văzut așa o combinație între astea, cam pe la toți designerii mari. Este o zonă în care trebuie să-ți cunoști foarte bine corpul, trebuie să-ți cunoști foarte bine silueta, să știi ce ți se potrivește și să mergi în direcția respectivă, indiferent de ce zic trendurile din punctul meu de vedere. Apoi, un alt trend care a apărut de vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, și care s-a instalat ușor, ușor și a rămas, și anume mă refer aici la cut-out-uri. Cut-out-urile sunt prezente, au fost pe podium pentru colecțiile de toamnă-iarnă, cam la toți designerii mari, de la cut-out-uri decente, finuțe, discrete, până la cut-out-uri din alea foarte severe, încât nu mai știai dacă
piesa aia de îmbrăcăminte este terminată sau nu. Iarăși aici este de alternat și de adaptat în funcție de clima în care stai, pentru că da, să fii în California unde ai 20 de grade iarna este ok să porți cataturi, la noi la minus 15 mă îndoi. Un alt trend despre care v-am vorbit în primăvară și care rămâne categoric, s-a instalat și nu cred că o să mai plece foarte, foarte mult timp, este cel al corsetelor purtate ca accesoriu sau pe exterior. Corsetele s-au instalat bine și pentru cine poate să le poarte și cine vrea să le poarte sau cine vrea să alcătuiască un outfit în jurul acestei piese, are libertatea să o facă. Acum se găsesc foarte multe tipologii de corsete de purtat, nu neapărat cele, să spunem, care te duc cu gândul la lenjeria intimă, ci mai degrabă corsete de purtat peste cămașă. Am văzut la foarte mulți designeri aceste corsete și această încercare de a promova cât mai mult acest stil, care, o să vedeți, se bate cumva cap în cap cu alte stiluri care au fost prezente pe podium, chiar la aceeași design. Un alt trend care mi s-a părut interesant și relativ nou, să spunem, pe podiumuri, a fost cel al unei siluete alungite de o piesă de îmbrăcăminte, gen o rochie maxi, da? O rochie foarte simplă, foarte basic, să spunem, dar care cumva îți alungește silueta prin faptul că este o singură piesă. Sau au mai fost exemple de ținute monocromatice care iarăși la fel îți alunge silueta pentru că se păstrează linia cromatică și mi se pare un trend interesant. Iar în ceea ce privește aceste rochii lungi pentru sezonul de toamnă-iarnă, mi se pare un trend interesant și mi se pare că este ceva relativ nou în peisajul fashionistic, ca să spun, din ultima vreme. Un alt trend care se menține și care s-a instalat foarte bine și poate fi interpretat în două feluri este acel al costumelor structurate. Au fost prezente pe podium foarte multe tipologii de costume, de la acele smoking-uri clasice, cumva ajustate pe talia fetelor, până la acele costume cumva oversize, dar ideea de bază este ca piesele de îmbrăcăminte să aibă structură. Nu vorbim de costume din acele baggy, nu vorbim de sacourile alea baggy, oversize, care atârnă, ci dacă sunt oversize, chiar și așa au o structură, da? Au umerii bine definiți, au talie marcată, chiar și oversize, au o structură mai rigidă decât sacourile clasice oversize pe care le văzusem până acum. Și trendul ăsta a venit și cred că nu o să plece pentru mult timp, pentru că a devenit foarte popular în rândul oamenilor. Un alt trend foarte popular prin anii 90, final de anii 90, mi-l aduc aminte perfect, care s-a întors și a prins viața acum în toamna asta, este cel al pantalonilor cargo. Cumva este o combinație de talie joasă cu pantaloni largi, mai ales și cu buzunare pe lateral. Rămâne de văzut în ce direcție o să se ducă trendul ăsta, pentru că eu presupun, așa bănuiesc, că nu o să rămână la stilul ăsta cargo clasic și o să se întâmple ceva cu el, o să se transforme în sezoanele viitoare. Dar pentru un moment s-a reîntors, s-a băgat capul pe ușă și i-a zis hello, vă aduceți aminte de mine? Pentru cine și imagina că o să scăpăm de umerii bufanți? Nu, nu scăpăm de umerii bufanți, sunt încă în trend, rămân aici, i-am văzut deja prin magazine, sunt deja la rafturi, o să rămână și o să rămână cu noi pentru mult timp, așa că nu vă faceți iluzii că o să scăpăm de umerii bufanți prea curând. Dacă v-ați cumpărat haine cu umeri bufanți în sezonele trecute, you rock! Un trend foarte interesant pe care eu l-așteptam de câțiva ani, adică eu l-așteptam de câțiva ani, este cel al flapperelor, care s-a simțit foarte puternic anul acesta la Moschino, și anume rochii inspirate de flepăre. Pentru cine nu știe, acele rochii flepăre sunt acele rochii cu șnururi pe toată suprafața lor, care se mișcă cu tine odată, dar încă un aspect foarte important la aceste rochii este că au talia căzută, adică talia lor este căzută undeva pe șolduri, de aici vine și trendul cu talia joasă. S-a reîntors cumva din cauza acestui trend și trendul cu talia josă, din cauza, datorită, nu știu exact să spun, și cumva vine o inspirație puternică de anii 20 în modă. Dacă vreți să știți un trend pe care aproape toate brandurile l-au avut unul în comun, și anume Moschino, Hermes, Dolce, Dior,
Chanel, cam toate, exceptând Versace, care a făcut o versiune ceva mai cu volum, sunt acele catsuits. Cumva în antiteză cu ce am zis până acum, cu volumele despre care am vorbit până acum, sunt acele catsuits. Pentru cine nu știe, acele catsuits sunt acele costume, cumva, de neopren, inspirate cumva din moda scafandrilor, dacă mă întrebați pe mine. Sunt acele body-uri de sus până jos, complete, care te acoperă din gât până la glezne, care sunt relativ incomode din ce am înțeles și vin așa într-o piesă și pare că ești, nu știu, ori extraterestru, ori că ai o piele artificială pe tine, oriceva. Și cam toate casele mari de modă au avut acest trend pe podiumuri. V-am zis, Versace a mers pe o versiune cu ceva cu volume, mai ales în zona umerilor. Deci cumva combinat cele două trenduri, cel cu umerii bufanți sau cu volum în zona umerilor, cu acest catsuit. Este interesant de văzut ce o să se întâmple cu acest trend iarăși, pentru că nu-l văd bine. Și încă un trend pe care l-am regăsit la foarte multe din casele mari de modă, dar care contrazice la fel tot ce am zis până acum, este acel trend numit preppy school, dacă vreți, sau schoolgirl. Este un trend cumva axat mai degrabă pe fuste scurte, din acelea poate ușor plisate, veste peste cămașă, cămășile închise până sus, gulere din alea de tip Peter Pan, bentițe, un fel de Blair Waldorf, poate puțin mai sexualizată dacă vreți, ceva în stilul ăla. Trendul ăsta a fost prezent cam la majoritatea caselor mari de modă, la Miu Miu, la Chanel, la Gucci, la Prada, la Off-White, deci aproape peste tot a fost prezent în diferite variante. Aici rămâne să extrageți voi exact elementul care vă place. Recomandarea astrologului ar fi să nu puneți chiar toate trendurile grămadă, ci să extrageți din trendul ăsta acele elemente care vi se potrivesc și care vă plac și care vă pun silueta în avantaj. Un alt stil care mi s-a părut interesant a fost cel inspirat de hipism, și anume de costumele de hipism. În cazul în care nu știți, costumele de hipism au o anumită, nu știu, croială și au o anumită linie și un anumit, nu știu, stil al lor personal, propriu și personal, care din punctul meu de vedere este destul de clasic și am văzut foarte multe elemente inspirate de la șepci inspirate din acea din acest stil al călăreților, până la veste, clasicele cizme fără toc, eventual cu pinteni, sunt pantalonii. Cred că a fost, exceptând catsuits, cred că a fost singurul loc unde am văzut pantaloni mulați, da? Pe podium. Și se vede cumva că designerii au încercat să găsească foarte multe surse de inspirație sezonul ăsta, chiar dacă ele merg în contradictoriu. Un alt trend care revine și a revenit în forță, mai ales pentru fete, că pentru băieți să spunem că n-a murit neapărat niciodată, este acel al bomber jacket. Da, fabuloasele geci de tip gogoșar sunt iarăși în trend pentru fete. Mare atenție, pentru că pot crea foarte multe dezavantaje aceste geci în ceea ce privește silueta. Nu se pot purta de către oricine. Dacă vreți, putem discuta în alt clip despre trenduri și siluete și care cum se potrivesc, dar această bomber jacket, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte greu de purtat. Mare atenție în ceea ce privește bomber jacket cu cele asociați, cum le puneți la ținute. Ele, într-adevăr, sunt mai relaxate, merg în sfera aia casual sport, și mare atenție cu cele asociați, pentru că pot foarte ușor să vă dea silueta peste cap, raportat la volum, vorbind de volum, și pot să vă dea, nu știu, felul în care arătați peste cap imediat, doar pentru că ele sunt așa într-un fel de, ca un fel de gogoșar. Da? Din punctul meu de vedere, nu sunt cele mai fericite alegeri în materie de haine. Apoi că vorbeam de outerwear, ca să zic așa, un alt aspect care se menține anul acesta și care a venit de câțiva ani, dar anul ăsta a prins cumva teren în fața gecilor acelora pufoase, știi?
știți, gecile alea de puf, de fâși, alea pufoase, plăpumile alea lungi, au fost prezente pe podiumuri, dar într-o cantitate mult mai mică decât în anii anteriori și se vede că influența lor cumva scade. Prin urmare, locul lor a fost luat puternic de paltoane și cu precădere paltoanele de tip halat, adică acele paltoane care nu au nasturi, care pur și simplu se leagă cu cordon. Sunt pe piață și au fost prezente de câțiva ani, de câteva sezoane încoace, doar că acum sunt mai puternice, sunt mai vizibile și iarăși este de experimentat și de avut grijă tot așa la siluetă, la lungime, la formă, pentru că majoritatea vin au o formă dreaptă și s-ar putea să vă creeze un dezavantaj în ceea ce privește talia, pentru că nu vă marchează talia, chiar dacă este acel cordon care se strânge în jurul talii. Și dacă e să facem un rezumat la ceea ce am văzut cu privire la outerwear, adică la haine de exterior, la Gucci, la YSL, la Prada, la Michael Kors, anul ăsta cred că mai mult ca niciodată se pune accentul pe hainele de exterior, pe paltoane, pe haine de blană foarte loud, ca să spun așa, adică foarte zgomotoase, care sunt foarte colorate, foarte voluminoase, cu niște cut-out-uri ceva deosebite, sunt nu știu, ciudățele, dacă vreți să spunem, mare parte din ele, și e cumva trendul numărul 1 al acestui sezon, și anume că se pune mare accent pe tot ceea ce înseamnă outerwear. Dacă este să rezumăm tot ce am văzut în materie de haine și accesorii pentru exterior, ca să spun așa, ca să ieșim afară, se merge mai degrabă pe acele paltoane de tip halat de care v-am zis și pe haine de blană. Au revenit iarăși destul de puternic hainele din blană artificială, desigur, în defavoarea gecilor, acelora de schi pe care le purtăm la munte, la schi. Știți, adică nu prea mai sunt ok, în sfârșit, de purtat pe stradă doar așa pentru că e iarnă. Încă un lucru pe care aș vrea să-l aveți în vedere legat de toate aceste trenduri este că e bine să extragem din ele ceea ce ni se potrivește ca stil, ceea ce merge cu silueta noastră, ceea ce ne pune silueta în valoare, și să folosim strict acele trenduri dacă vrem să le integrăm în garderoba noastră, nu să le luăm pe toate, adică dacă vei încerca să porți umeri bufanți și pantaloni largi doar pentru că așa sunt trendurile, categoric nu o să iasă ceva bine și categoric nu o să ți se potrivească și categoric o să se întâmple ceva rău acolo. Din urmare, nu se pune problema nici în cazul designerilor de a amesteca foarte tare aceste trenduri, da? Sunt câteva care se pot amesteca, care pot fi amestecate, dar nu toate, da? Deci nu încercați să faceți o salată din ele. Ideal ar fi să extrageți 1-2 trenduri care vi se potrivesc și să-l integrați în garderoba voastră și în stilul vostru de viață. Bun, cam atât am avut de spus. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și veniți și pe Instagram, că vorbesc în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip.